Aș vrea să vă spun că realizez tot mai mult că avem nevoie ca biserica aceasta să intre într-o nouă etapă de formare. Realizez tot mai mult că trebuie să începem să deschidem departamente, să punem acolo oameni care au chemare și care înțeleg viziunea Evangheliei complete, și apoi care înțeleg viziunea bisericii dorim să deschidem departament de misiune. Atât misiune locală, națională, cât și internațională. De ce? Pentru că aceasta este viziunea pe care noi avem. De unde o avem? Din Biblie. De la Dumnezeu. El a spus, ci voi veți primi o putere când se va pocorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. În Ierusalim, în Iudea, în Samaria și până la marginea pământului. Nu noi am inventat-o, e chemarea lui. Și el a spus, când eu vă chem, eu vă susțin. Voi trebuie să faceți un lucru. Să spuneți simplu: Iată-mă. Adică, sunt aici. Apoi trimite-mă. Și aici înțeleg două lucruri. Două lucruri. Unul. Când spun Iată-mă, primul lucru pe care îl spune este: sunt prezent. Sunt prezent. Nu sunt în altă parte, nici cu mintea, nici cu inima, nici cu trupul. Ci sunt prezent. Sunt aici. Cu alte cuvinte, primul nivel, prima treaptă pe care trebuie să calci, înainte ca să faci orice lucru în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fii acolo. Dacă nu ești acolo, nu ești niciunde. Poți să spui, vreau de nu mai poți să fac misiune. Dar tu niciodată nu ești la rugăciune. Vreau să fac aia, dar tu niciodată nu ești gata să-ți dai să fii credincios în zeciuială. Vre... Întâi este iată-mă cu tot ce sunt eu, de sus până jos, duc suflet și trup, inclusiv cu portofelul. interesant, știi, noi spunem, a, eu îi dau Domnului inima și restul ce îi mai dai? Restul restul cam țin pentru mine, că am dat inima. Dacă îi dau inima, îi dau tot, nu? Tehnic, da, faptic, nu. Tehnic, el spune că îmi dai inima, îmi dai tot, de ce? Pentru că de acolo iesi zvoarele vieții. Și atunci e normal să-i dai tot. De aceea, Trebuie să înțelegem că primul lucru de care avem nevoie este să spunem, iată mă, sunt aici. Și asta spune, sunt disponibil pentru tine. Pentru că tu m-ai chemat, tu m-ai mântuit, eu am un plan cu viața mea. Planul tău pentru viața mea e mai bun decât planul meu. De deci aceea eu sunt aici, iată mă. Și apoi vine timpul în care Domnul spune, pentru că ai fost aici, pentru că ai fost credincios, pentru că ai crescut, pentru că te-am format, acum pot să te trimit. Acum pot să te trimit. Adică, cu alte cuvinte, există etape de creștere spirituală și există etape de formare până la momentul în care poți să mergi pentru că se poate pune peste tine responsabilitate. Dacă te duci mai devreme, înainte ca să fii suficient de pregătit, te vor nenoroci lucrurile, ascultă-mă bine. Pentru mine este interesant să observ lucruri de-a lungul timpului și, într-un mod special, să văd oameni care au plecat în misiune. N-au avut minte nici cei care au trimis? Nu, și o spun cu toată responsabilitatea. Pentru că când tu vei pleca, ca și misionar din biserica asta, vei pleca când cei care au minte în biserica aceasta vor înțelege că ești copt în stadiul de mâncat. Adică stai că nu te trimitem la canibali. Nu. Ci ești pregătit din toate punctele de vedere. Oameni care s-au dus și au făcut lucruri. Și în cele din urmă, lucrurile i-au făcut pe ei. Prav. Familii zdrobite, suflete încărcate, inimi chinuite, trupuri bolnave. De ce? Pentru că dacă Domnul spune sunt etape pe care trebuie să calci și să stai până când eu te formez, și tu dintr-o dată devii un pic mai inteligent decât domnul la subiectul acela, vei realiza că vei avea o problemă. Și sigur, se va, întrebarea ta se va întoarce direct înapoi spre Dumnezeu, spunând, Doamne, de ce ai îngăduit? Oare de ce? Adică, dacă te apuci de un lucru de care nu ești pregătit, și cu tot din adinsul tu vrei să-l faci pentru că așa crezi tu. Îl faci pe cheltuiala ta. Fiecare lucru de sub soare își are ceasul lui. Nu trebuie să faci altceva decât să faci cel mai simplu și totuși, din nefericire pentru cei mai mulți dintre noi, cel mai greu lucru. Știți care? Să te întorci în cămăruță Dumnezeu. Despre lucrul acesta vreau să vă vorbesc în dimineața aceasta. Este un lucru nu pe care nu-l știți, pe care noi îl predicăm des aici. Intenția mea este ca acest mesaj devoțional să ne reattreagă pe fiecare dintre noi în cămăruță. Noi facem lucrul acesta suficient de constant în Biserica Sfântă Trime, pentru că noi am înțeles câteva lucruri. Domnul a spus, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ce înseamnă a fi nedespărțit de Domnul? Ce înseamnă a fi în poziția în care se va vieții lui să curgă prin tine, ca tu să faci ce trebuie să faci și să faci eficient? Nu să faci activități religioase, nu! Ci slujirea pe care o, o faci să aibă pe ea parafa Duhului Sfânt. Amen. Facem activități? Facem uh, 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 munci din acestea cu tentă spirituală, aș vrea să vă spun că lucrurile acestea, unu, în primul rând, nu lovesc lumea spirituală. Ascultați bine ce spună. Cunoașteți cu toți, folosesc foarte des expresia aceasta, frecție cu spirit la picior de lemnă. Nu faci decât să te cheltui pe spirit și pe frecție. Că piciorul de lemn nu devine niciodată un picior de om normal. Adică munca pe care tu o faci nu va aduce niciodată niciun rezultat pentru că nu este făcută cum trebuie. Citeam zilele trecute, dar înainte de aceasta vreau să citesc un singur verset care este pe inima mea. Astăzi, Matei 6, cu versetul 6. 6 cu 6 spune așa. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Iubiții mei, lucrul pe care eu vreau să-l aduc astăzi înainte ochilor noștri este acesta. Caută-l pe Dumnezeu în ascuns. Caută-l pe Dumnezeu în cămăruță. De acolo îți va veni viața. Dragii mei, a trecut deja luna ianuarie, vă vine să credeți? Și 10 zile din februarie. Când veneam ieri cu mașina, cu fratele Mitică de la, de la, Craiova până aici, domnule, o vreme frumoasă soare și eram așa de încântat ce fain că e soare. Și el îmi spune, da, numai că asta, acum ar fi trebuit să fie aici zăpadă mare. Și eu puțin, adică cum zăpadă mare? Păi dacă e numai 9 februarie. Unde s-a dus timpul? Unde s-a dus? Îl poți controla? Nu. Dragul meu și draga mea, ne stau înainte 10 luni și jumate. Că o lună și jumătate s-a dus deja. Toate lucrurile pe care dorim să le facem în anul acesta ca indiviz și ca biserică își vor primi biruința în măsura în care noi umblăm în ascuns cu Dumnezeu. Amin. Asta înseamnă că eu trebuie să înțeleg că trebuie să mă întorc din nou în cămăruță cu Dumnezeu. Amin. Tot știm asta. Problema este simplă. Cât facem? Am avut o întrebare ieri pentru, pentru cei care erau acolo și am spus: Vă rog să ridicați mâna. Câți dintre voi aveți o jumătate de oră de rugăciune în fiecare zi? Și au fost doi oameni. Au fost doi oameni. Cum poți să crezi tu că într-o confruntare spirituală, tu care ești gol și sunetul pe care îl emiți și îl emani este gol, cum poți tu să ai pretenția asta pe baza căror lucruri să lupți în lumea spirituală și atenție să biruiești. Frate, Domnul Iisus a câștigat biruința. Serios? Crezi că nu știam? Poți să să-mi exact ce n-a câștigat Domnul Iisus, că ți-e mai ușor? Nu pune tu pe seama lui Dumnezeu lucrurile că El și le-a făcut. Făți tu partea ta. Atenție! De la începutul Scripturii, de la începutul Scripturii, până la sfârșitul ei, există o eternă tensiune. Între Dumnezeu a spus și omul a făcut. Este acea conlucrare continuă. Dumnezeu spune și omul face. Dumnezeu dă și omul lucrează. Dumnezeu trimite și omul împlinește pentru că Dumnezeu susține. Noi cum altfel? I-am auzit pe unii și stau să mă uit la ei. Băi, dacă citești toată Biblia, inclusiv apare ideea aceasta. Domnul este bun, deci nu poate încădui lucrurile. Nu pot, nu pot să înțeleg pe oameni care vin să spun, măcar că dovedesc că n-au credința aceea, eu mă rog odată și cred și primesc. Și după aia, dacă nu primești, aștept. Dar da, Biblia nu spune asta. Biblia spune, stăruiți în rugăciune. Stărui, stați de, de, pe subiectul acela până când până, până până se întâmplă. Tu ai în fața ta anul acesta diferite situații, de diferite intensități, cu diferite stări de periculozitate. Ascultă bine. Puterea ta și puterea mea vine dintr-un singur loc. Din ascuns cu Dumnezeu. E timpul acum să te rearanjezi pentru anul care este înainte. Și să spui pur și simplu, vreau să mă întorc în cămăruță cu Dumnezeu. Eu și El, El și mine. Sunt împreună cu Lucea de 29 de ani. În toată perioada asta despre care v-a spus, ca și om, nu am putut să o ajut. Am stat, m-am rugat, am postit, m-am chinuit, am mărit, am pârit. Dar n-am putut să ajung în, adâncul De ce? Pentru că era o chestiune atât de mare pe care eu o căram, eu o căra, plus multe alte lucruri și n-am putut. Știți când a venit pentru ea momentul acela al restaurării? În ascuns cu Dumnezeu. cu toate șurubele, toată trusa mea de meseriaș de-a lungul timpului am luat-o, șurubele. Lasă-o că nu iasă. Și când ea s-a dus să se ascundă și s-a ascuns cu Dumnezeu, a venit Dumnezeu și a vorbit cu ea. Dacă nu-ți faci timp de asta, nu se întâmplă nimic semnificativ. Există două tipuri de cunoaștere, apofatic și catafatic. Apofatic este par, a, a, acel aspect în care este experiența, iar cata este teologia. Noi suntem și trebuie să fim creștini care pe baza Scripturii avem experiență. Repet, pe baza Scripturii avem experiență. Pentru că altfel nu spun o, oh, Biblia spune, păi, stai să ne înțelegem, Biblia spune multe lucruri. Din câte spune ea, tu cât te reușești să trăiești? Și nu se întâmplă asta pentru o singură rațiune. Pentru că nu te întorci acolo în cămăruță. Vezi, spune, eu sunt foarte ocupat. Ai putea să-mi arăți un om neocupat? Un om normal. Neocupat? Nu există așa ceva. Pentru că toți avem tot timpul de făcut o grămadă de lucruri. Problema este cât ești de disponibil și de determinat să înțelegi că viața ta începe în intimitatea cu Dumnezeu. Am observat în viața mea de -a lungul a 33 de ani, ori de câte ori m-am reîntors într-un mod, într mod, mai profund și mai profund și mai profund. Pentru că mi-am petrecut viața în cămăruță cu Dumnezeu, nu totdeauna așa cum aș fi nu totdeauna la intensitatea aceea, nici de cum. Pentru că nu vreau să i patez, că nu am, n -am, reu n -am, reușit să realizez asta. Dacă n-am realizat că nu mai am energie, că benzina din rezervor s-a terminat, că farurile și geamul meu este murdar, am fugit în cămăruță. Și așa cum Lucia va, 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 explica și va povesti experiența ei și, și, durerea și lupta prin care am trecut din șapte până acum, până în, 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 în sâmbătă aceea, în vinerea aceea, aceeași trei le-am avut de sute de ori. Și dacă te uiți în viața ta, tu le poți identifica. Acela este tiparul de lucru. Îți dai seama că nu poți, îți dai seama că nu vezi. Nu poți să gestionezi oameni. N-ai cum. Du-te să te întâlnești cu el. Du-te să te întâlnești cu el. Soțul tău, vrei să-l ajuți, nu poți. Are o chestie așa, nu poți. Soția ta are o chestie, nu poți. Practica mi-a arătat că nu pot să o ajut totdeauna, că nu mă poate ajuta totdeauna. De ce? Pentru că suntem ființe total diferite. Avem nevoi diferite, bazice aceleași, dar sufletești, structural, interior, total diferite. Nu avem șurubele unul pentru altul. Singurul care are toate cheile este Isus. Dar pentru asta trebuie să te duci în ascuns în atelier. Să te parchezi și aduți aminte de că închide ușa. Asta înseamnă separă-ți viața. Iați timpul tău cu el, tu și el, el cu tine și închide ușa. Asta înseamnă separat. Ai un loc unde te rogi. Ai un loc unde stai. Cunosc oameni care ani de zile, pentru că n-au avut un roage, se rugau în baie. Se trezeau dimineața, de vreme și se rugau în baie. Și până se trezeau ceilalți, trece o oră, jumate, două ore și ei se rugau în baie. Nu spune că n-ai unde. Ani de zile am, am procedat în felul acesta... Și anume, mă trezeam dimineața și când, dacă rămâneam în casă, băgam un somn până se trezea toată lumea, de n-ai văzut din alea, dar m-am trezit pentru rugăciune. Și m-am prins de o figură. Trebuie să mă pun într-un loc unde somnul nu mă poate birui. Și am început să mă plimb pe stradă. Și ani de zile m-am plimbat pe stradă dimineața. Și eram eu și el. Eu și el. Eu, atât eu și el. Mă rugam cu voce tare, nu era nimeni, nu mă deranja nimeni, n-aveam nicio problemă. Dar eram înascuns în Duhul meu, eu și el. Sunt lucruri cu care te lupți. Sunt presiuni peste viața ta. Nu mai spune că sunt. Întreabă, ai intrat în cămăruță cu el până te-ai întâlnit? Ce-ți trebuie ca să te întâlnești cu Dumnezeu? un singur lucru. Dorință. Doresc. Exact cum sunt. Nu te du niciodată la Dumnezeu cosmetizat. Am învățat că ori de câte ori mă duc și încep cu sau îi spun alte povești, întotdeauna, atenție, problema care mă pasă rămâne acolo. Ai trăit asta? Și în loc să mă ocup de problema aia ca să curăț canalul, m-am ocupat de floricele și de stelele de pe cer. Și când, când mi-am dat seama că de fapt în realitatea Duhului meu eu eram tot acolo. Am spus, și mi-a luat puțin timp să învăț asta. Dacă ai o stare de tensiune, de tulburare, s-a întâmplat ceva, știu te-ai ispitit cu ceva, ai ispitit pe cineva, au apărut situații și confruntări, lucruri de felul ăsta, intră în cămăruță omule. Intră în cămăruță. Nu-le căra cu tine, intră în cămăruță. Și închide ușa. Nu mai lăsa nimic să te tulbure. Când intri în cămăruță ești doar tu și el, tu, el și Biblia, atât. Lasă moleculele afară, lasă orice lucru afară. Tu și el. După ce tu înveți cum să te conectezi la prezența Lui care este deja acolo. Nu vine, este acolo. Noi zicem câteodată folosim expresia aceasta, Domnul a venit. Este incorrect. Domnul este aici, atenție, Domnul s-a manifestat, e altceva. Același lucru îl trăiește în intimitate. Dacă nu îl trăiește în intimitate, după ușă, nu îl poți trăi cu adevărat profund și real. Nici în altă parte. Pentru că îl poți trăi într-o anumită intensitate, dar atenție, niciodată în adâncul ființei tale. Pentru că Domnul te vrea pe tine cu gelozie pentru el. Repet, Domnul te vrea pe tine cu gelozie pentru El. Între tine și El, între tine și El, între tine și El. Pentru că El, el a plătit mântuirea ta cu sângele Lui. Atât. Dragii mei, urmează hondurare. Urmează etape și etape. Urmează situații și situații așteptăm și credem că Domnul ne va reloca de aici și ne vom putea duce într-un loc mai mare ca să putem duce lucrurile la un nou nivel. Vrem să deschidem departamente pentru tot felul de situații și genul de lucrări și vreau să vă spun că nevoia este imensă. Este cineva care are curajul să intre în cămăruță și să îi spună lui Dumnezeu, sunt aici. Primul lucru, sunt aici. Ascultă-mă bine, degeaba ești la biserică aici, dacă nu ești în cămăruță cu el. Nu vei rezista. Vântul, soarele, lipsa de apă sau furtuna, toate te vor năuci. Pentru că tu n-ai putere interioară. Și aceea nu vine din lună, nu pică nici din stele și nici din soare, ci vine din intimitatea ta cu Dumnezeu. Înțelegi că trebuie să te întorci acolo? Ia Scriptura și du-te din nou acolo, între tine și El. Am învățat ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt între mine și El și mărturia interioară în timp ce eram un, un tânăr credicios baptist pur sânge. Bărtiștii nu au știut să mă învețe despre lucrarea Duhului Sfânt. Dar Duhul Sfânt a știut să mă învețe despre lucrarea lui. Și în Duhul meu, ascultați-mă bine ce vă spun. Și aveam 17, 18, 90, 19, 20 până la aproape 21 de ani când am, am văzut primul Petricostal la culoare și am început să vorbesc cu ei, să înțeleg cam ce este lucrarea Duhului Sfânt. Dar în Duhul meu știam exact lucrurile când trebuia să fac dreapta sau stânga. Citeam cuvântul, mă rugam și în duhul meu aveam confirmarea lucrurilor. Nu văzusem până la ora aceea niciun proroc. Nu știam despre daruri. Eu le citeam, m-am dus la un frate... Și l-am întrebat, spune-mi, te rog, frate, cum e cu, 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 darurile acestea din, din Corinteni? A, da, dar au fost. Și în mintea mea am rămas cu au fost dar în duhul meu continuam să citesc și să mă rog. Și a fost pentru mine interesant să găsesc explicația, da, au fost, dar nu mai sunt. Nu mai văzusem niciun fel de de, de proroc până atunci, nu auzisem, nu înțelesem, nimeni nu mi a explicat asta. Și reacția mea de copil spiritual, că în momentul în care am început să cunosc darul profeției și să văd atenția aici E mai ușor să vii sau să te duci undeva la rugăciune și să-ți dea cineva un cuvânt profetic decât să te pui tu pe genunchi și să stai cu Biblia acolo între tine și el. Și m-am îmbolnăvit de prorociroză. Nume, marcă înregistrată la OSIM. Aveți grijă oriunde citați, citați din clasici contemporane. Prorociroză. Și știți ce s-a întâmplat? Mi-am pierdut călăuzirea. Cine era de vină acum, lucrarea profetică? Ai, mă, cum noi, dar noi am învățat? Nu, Eu eram de vină. Știți că mi-a trebuit timp, nu scurt, potrivit de lung, până am revenit la mărturie interioară. Și ce am înțeles din toată povestea asta, și din toată experiența mea de viață, este lucrul acesta. În ascuns, cu Dumnezeul mântuirii mele. El m-a mântuit pe mine. Viața mea aparține Lui. Și eu vreau să răspund cu două cuvinte: iată-mă, trimite-mă. Dar dacă nu mă iată, nu mă trimite. Înțelegeți? În săptămâna care urmează, Aș vrea să te provoc la următorul lucru. Vreau să te încurajez să-ți faci cel puțin o jumătate de oră timp să stai în rugăciune și în cuvânt. Cel puțin o jumătate. Cel puțin o jumătate. Și vreau să te încurajez să-i promiți lui Dumnezeu în această dimineață că săptămâna viitoare, adică în data de 17, când o să fim aici cu durarea lui Dumnezeu, dacă el nu vine sau noi nu plecăm, tu te vei fi rugat în toată săptămâna asta o jumătate de oră pe săptămână, pe zi. Și ai citit Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, de multe ori, și de ce ne întoarcem din nou și din nou ca un like motiv la acest subiect? Pentru că apare obișnuința, apare plictisul, ap apare starea aceea în care. Am mai citit. N-am chef. Iarăși, din nou. Nu. Noi trebuie să depășim fazele acestea și să realizăm că de aici ne vine viața. Spunem, când ți este sete și vrei să bei un pahar de apă, care ți este starea cei interioară? Pentru că nu reușești să-l bei atunci când ți este sete, mai trece o oră, mai trec două, mai trec nouă. Cam cum Cum este în interiorul tău tânjetul acela după un pahar de apă mare, rece și cristalină? Așa de aici ar trebui să înceapă. Tângetul nostru după Dumnezeu. Amin. Cum dorește cerbul izvoarele de apă? În același mod vreau să tânjească sufletul meu după tine. Amin. Haideți să ne ridicăm.